Și hai să vedem cine pică. Astăzi, după cum v-am promis, voi da la această roată specială de gheață și vom vedea dacă luăm ceva bun sau nu. Înainte de toate, vă aș vrea să apăsați și voi pe butonul de like și de subscribe, ca să fie bine să nu dăm degeaba 90 de gemuri pe așa ceva. Deci, hai să vedem, avem pe aici ce ne poate pica rata aici, rata. Păi și câte sunt aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 de skinuri. Și vedem că cea mai mică rată oare Valkyria asta? Da. Totuși cea mai mare rată oare Frozen. Valkyria asta de gheață. Și nu știu ce oare aia, n-ar fi trebuit să aibă. Uite că și Stumblebot de MK3 l-are 1%, dar nu știu. Înseamnă că astea sunt cele mai rare, nu? Dar n-ar fi trebuit să fie aia de asta din Frozen. Asta gheață, nu știu, că de-aia se numește și roata, roata specială de gheață, văd. În fine, hai să-i dăm acum drumul, să sperăm că o să ne pice ceva bun, dacă nu, aie, măcar am deschis-o și v-am făcut pe plac, după cum am spus în ultimul episod, deci hai să vedem. Și 3, 2, 1, hai să apăsăm. Select amount, una, că atât avem bani, din păcate. Și hai să vedem. Și hai să vedem cine pică. Hai să vedem. Ok. Bine că nu s-a dus pe aia comună. Deci da, Frozen Valkyria de gheață. Asta ne-a picat, perfect. Avea cea mai mare rată, nu? După cum am putut observa. Dar da, de că mai am 45 de gemuri. Deci cam așa arată skin-ul. Păi e mișto, sincer. E mișto, îmi place. Pe telefon am mai multe skin-uri decât aici. Aici sunt pe contul de pe calculator. Dar da, ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Mai putem să deschidem ceva? Uite, avem 11 de astea, nu putem face nimic. Avem 45 de gemuri. Dar nu putem să facem nimic cu astea 4 fine gemuri, deoarece nu... Na. Nu mai e nimic pe aici. Vedem că ăsta e 55, dar nici n-are rost. Oricum n-am. Hai să dăm așa repede un match și... vedem cum arată și caracterul în timpul jocului. Ok, hai să vedem acum. Poate câștigăm și match-ul ăsta. Că în episodul trecut n-am reușit să câștig un match la challenge-ul acela cu în care n-aveam voie să cal pe verde. Și da, după episodul ăsta m-aș gândi tot așa să fac un episod special legat de skin-ul acesta, cum e și acesta, bineînțeles. Dar dați-mi voi acolo o idee în comentarii, că nu știu exact ce aș putea să fac cu acest skin, să fie un episod legat de el, să fie un challenge, mai degrabă cum a fost celălalt. Și hai să vedem aici, dacă ne calificăm. Nu, bă, ce am făcut? Hai să trec pe partea asta la altă. Ma, păi nici nu cred că mai apuc acum. Ba da. Mamă, ce m-am împins ăla. Stai, mă, nu trebuie să mă grăbesc. No, este, nu, este, mă, fix ultimul, mamă, ce noroc am avut de data asta. Mi se pare că data trecută, în episodul trecut, fix la această hartă, tot așa am ajuns, dar n-am luat, că am luat-o încă două persoane înainte și, na. În fine, hai să vedem. Deci am trecut de prima rundă, hai să vedem și pe a doua acum, perfect. Hai să vedem ce hartă ne pică, ok.
Ce se învârte tot așa în continuu? Hai mă. Water slide-ul. Uite că ăsta se aseamănă așa cu culoarea skin-ului meu. Dar chiar nici n-am apucat să mă uit așa la skin. Uitați cum... ce culoare are și cum strălucește așa. Aha. M-am prostit acolo, dă, nu cred că mai termin. Ok. Hai să trecem aici repede, să sperăm că voi putea să finalizez în primii 8. Momentan a... da, nu... Taulo. Dar? Nu, nu, da, nu mai, gata. Da. Doamne, cât de... Nu înțeleg de ce am lovit acolo, mă, bă, cât am pierdut din timp și... Da. Da, cam atât a fost. Am jucat și cu skin-ul acesta, din păcate n-am reușit să trecem de runda a doua. Nu mă jurați acolo în comentarii, dacă... Da. Ok, deci, da. Sper că v-a plăcut acest episod. Am deschis această ofertă. Am dat la roata de gheață. Și, da, ne-a picat Frozen Valkyrie. Sau dacă bine zic. În fine, Valkyria de gheață. Ne-a picat. Românește, să zic așa. Deci, da. Să spuneți care este părerea voastră în comentarii despre acest skin, dacă vă place. Și să spuneți dacă voi ați dat la această roată. Ce v-a picat vouă sau motiv pentru care nu vreți să dați. Poate unii nu vreți să dați la această roată. Și da, vă puteți vedea, mai sunt în 7 ore se resetează. Tot în 7 ore se resetează odată cu free spin-urile. Deci da, sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați un like. Iar noi ne vedem la episodul următor. Pa, pa!